Frați și surori, vă invit acum să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. O să citesc din două locuri din Scriptură. Mai întâi din Iov, capitolul 1, începând cu versetul 1 și până la versetul 5, și apoi din Cartea Proverbele, capitolul 7, începând cu primul verset și până la versetul 9. Mai întâi Iov, capitolul 1, pagina 521, cuvântul Domnului zice așa. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut șapte fiși și trei fete. Avea șapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci de perechi de boi, cinci de măgărițe și un foarte număr, mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii, fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. După ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. că -și zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Proverbe, capitolul 7, începând cu versetul 1, pagina 645. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete și scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvintea de minitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte, trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, noaptea neagră și întunecoasă. Amin. Vă vin să ocupați locurile. Frați și surori, mă bucur tare mult de harul pe care Dumnezeu ne-l-a dat și în această după masă spre seară, să fim împreună aici în casa lui Dumnezeu. Și spun că este harde la Dumnezeu pentru că dacă n-ar fi fost harde la Dumnezeu, cine știe pe unde am fi fost? În ce stări ne-am fi găsit noi? Dar pentru că Dumnezeu și-a înnoit bunătatea și în această dimineață când a început ziua și a continuat cu bunătatea lui spre noi și în această după masă, vreau să laud pe Dumnezeu. Vreau să mulțumesc fratelui Radu pentru invitație pe care mi-a făcut-o. Mă bucur să mă întâlnesc cu fratele Radu. Mă bucur să mă întâlnesc cu fratele Ilie, cu care am colaborat ani mulți în lucrarea Domnului și încă mai colaborăm într-un anumit segment. Și să vă întâlnesc cu dumneavoastră, Dumnezeu din cer să dăruiască binecuvântări speciale și în această seară. Deci, mai noi am făcut în seara aceasta câteva rugăciuni. Unele dintre ele au fost destul de înflăcărate. Am stat înaintea lui Dumnezeu cu o anumită ferbințeală în sufletul nostru când ne-am rugat. Numai că am spus o rugăciune care n-a fost înflăcărată ca și celelalte, a fost o rugăciune cântată înaintea lui Dumnezeu. Și am spus în cântarea asta lui Dumnezeu să ne pregătească inima. Pregătește-mi inima, Doamne. Pentru că eu cred că atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, când ne pregătim să ne rugăm sau să cântăm sau să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de o inimă pregătită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea cred că rugăciunea aceea, chiar dacă a fost cântată, a fost o rugăciune îndreptată spre Dumnezeu și Dumnezeu din cer a luat aminte la această rugăciune ca și la altele și Dumnezeu se ocupă de inimile noastre. Slăvit să fie numele Domnului! Joia trecut am fost la o evangelizare undeva în sudul țării și spuneam fraților de acolo în introducere ceea ce vreau să vă spun și dumneavoastră în seara aceasta că atunci când eu mă duc la casa lui Dumnezeu așa cum am venit în seara aceasta am această dorință în sufletul meu să mă simt bine sufletește. Dumneavoastră vreți să vă simțiți bine? Dumnezeu să folosească cumva cântarea, să folosească într-un fel pe care El îl dorește rugăciunea, să folosească cuvântul lui Dumnezeu ca undeva în sufletul nostru să ne simțim bine înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să cred că uneori dumneavoastră și noi când venim la casa lui Dumnezeu chiar ne simțim bine. Adică Dumnezeu se ocupă de noi într-un mod special. Dumnezeu se atinge de inimile noastre. Poate unii deja ți-a avut această experiență în această seară. Numai că venim la casa lui Dumnezeu, ne simțim bine, ne ducem la casele noastre și începem săptămâna. Undeva înăuntru nostru se naște din nou dorința, vrem să ne simțim bine în casa lui Dumnezeu. Și iar venim în locul acesta să ne simțim bine. Și poate iar ne simțim bine. Și iar plecăm de aici numai că prezența noastră în casa lui Dumnezeu nu este doar pentru ca să ne simțim bine îl slăvesc pe Dumnezeu când are harul acesta față de noi pentru că aminte când eram copil, adolescent mergeam la biserică cu părinții și când veneam spre casă părinții discutau așa între ei și cu alții și ziceau astăzi a fost har la biserică adică ne simțim bine venea o altă dată de la biserică și ziceau, astăzi nu prea a fost har la biserică. Deci, mei, când venim la casa lui Dumnezeu, nu venim doar să ne simțim bine, un bine care să țină câteva ceasuri sau poate câteva zile. Prezența noastră în casa lui Dumnezeu ne responsabilizează. De ce credeți că citim cuvântul lui Dumnezeu? Doar să ne simțim bine? Să auzim lucruri interesante? Sau să auzim lucruri pe care le-am auzit de nu știu câte ori în viața noastră până acum. Sau când auzim cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu din cer ne face responsabil față de tot ceea ce Dumnezeu ne vorbește și când plecăm din locul acesta, Dumnezeu așteaptă noi chiar să facem ceea ce ne-a vorbit. Asta a spus Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos, învățătorul legii care a venit să pună întrebarea despre viața veșnică. Du-te și fă și tu la fel. Rugăciunea mea către Dumnezeu este, dragii mei, dincolo de a ne simți bine. Să pricepem că suntem responsabili ca ceea ce, ia, ce spune Dumnezeu să luăm, să punem în inima noastră și apoi în circunstanțele diferite ale vieții noi să facem ce zice Dumnezeu. Dumnezeu este cu ochii pe noi din sensul acesta. Fratele Radu mi-a sugerat cumva dacă nu chiar mi-a cerut cumva ca în această seară să am un mesaj pentru familie. De aceea am citit de aici, de unde am citit. Sunteți conștienți ca și mine că familia în vremea noastră, în cultura în care trăim, este sub un atac continuu. E adevărat, frații mei, sau nu e adevărat? Din toate părțile, cu tot felul de filozofii, dragii mei, de învățături care, care, uneori ne face mintea noastră să stea în loc. Diavolul încearcă și cultura în care trăim încearcă să atace familia. Noi ce facem? Cu ceva vreme în urmă am ieșit din biroul bisericii și mergeam așa, am ieșit din, din biserică, mergeam spre biroul bisericii și îmi dădeam mâna în dreapta și în stânga cu frați, cu surori și am dat mâna cu o familie tânără, avea cam un an de căsătorie. Și am zis, ei, cum sunteți? Ea s-a grăbit foarte repede, bine, și nu mă îndoiesc de faptul că erau bine. Dar el, cu un aer așa de, de, de om care avea experiență în căsătorie de un an de zile, a zis fratele lui, pentru bine trebuie luptă. Sunteți de acord cu băiatul acela? Un an de căsătorie și a zis, pentru bine trebuie luptă. În contextul acesta, dragii mei, în care familia este atacată din toate părțile și prin toate mijloacele, în contextul acesta, dragii mei, în care familia este uh, lovită uh, prin toate sistemele, noi avem nevoie, dragii mei, să știm cum să ne luptăm și să știm că biserica, că familia uh, creștină poate să fie biruitoare. De aceea, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să. Predic în această seară despre familia biruitoare într-o lume provocatoare. Și vreau cu ajutorul lui Dumnezeu să, să ne oprim la subiectul acesta și să vedem cum pot familiile noastre să fie biruitoare într-o lume provocatoare. Cum arată familia aceea care poate să fie biruitoare? Mai întâi de toate, dragii mei, familia biruitoare este familia unită. Familia unită. Scrie în Cartea Sfântă, spune, spunea Domnul Isus Hristos în Noul Testament, că nici o împărăție, nici o casă desbinată nu dăinuiește. Și când am citit cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că noi avem nevoie în casele noastre să fim uniți, mi-am pus întrebarea: uniți cum? Dumneavoastră, dacă v-aș lua așa la rând, ați putea vorbi despre casa noastră că este unită sau dezbinată? Dacă îmi spuneți că este unită și aș continua întrebarea să vă zic bun, ce v-a ajutat să vă uniți în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră? Să puteți spune înaintea lui Dumnezeu, noi avem o familie unită. Ce v ajuta să vă uniți? Deci, mei, familia trebuie să fie unită în jurul aceleași idei despre familie. Adică noi cei din casă să vedem familia din aceeași perspectivă, așa cum o vede Dumnezeu, dragii mei. Familia este creată de Dumnezeu. Nu este invenție omenească. Dumnezeu din cer încă de la început a zis nu-i bine ca omul să fie singur, o să facă un ajutor care să-i se potrivească, a făcut-o pe Eva și a dus-o la Adam și a făcut Dumnezeu prima familie. Este creatura lui Dumnezeu, familia. Dar dacă este creatura lui Dumnezeu, pentru ca familia să fie unită, familia trebuie privită ca un întreg. Nu uitați, trăim într-o cultură și într-o vreme în care individul contează. Individul cu uh, planurile lui, individul cu plăcerile lui, individul cu filozofia lui de viață. Și în această lume în care individul contează, dragii mei, cultura zice așa, dacă familia nu-ți mai permite să fii fericit, atunci poți să lași să fii fericit ca individ. Cu mai multă vreme nu am citit despre una dintre țările nordice care uh, a legiferat posibilitatea ca copiii să divorțeze de părinți. Nu vă vine să credeți, nu? Dacă un copil, individul ăsta care nu știu câți ani are, nu se mai simte fericit în familie, poate să divorțeze de familie să se simtă fericit. Ați auzit foarte mulți oameni din societatea în care trăim, care zic, eu trebuie să-mi trăiesc viața, nu mă simt bine în familie, am necazurile mele, divorțez pentru că vreau să fiu fericit. Individul contează. Ascultați-mă bine, Înaintea lui Dumnezeu, individul contează. Persoana contează. Pentru că mântuirea este personală. Dar ascultați-mă, Dumnezeu îl leagă pe individ de familie. Dumnezeu îl vede prins în această celulă care se numește familie, făcută de Dumnezeu. Știți când Dumnezeu a venit să cerceteze Sodoma? Prin reprezentații prin care a venit acolo. Și s-a dus la Lot Știți ce întrebare a pus, a pus Dumnezeu lui Lot? Pe cine mai ai aici? Adică vreau să nimicesc cetatea aceasta Dumnezeu a văzut că păcatul se urcă sus Strigă la Dumnezeu Și Dumnezeu vrea să judece cetatea asta Lot, vreau să te scap pe tine și casa ta Pe cine mai ai aici? Pentru că Dumnezeu privește familia ca întreg Slăvit să fie numele Domnului Familia trebuie să fie unită în jurul aceleași idei despre familie. Familia este un întreg. Și în această celulă care este întregul acesta, familia, fiecare individ contează. Înaintea lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine. Soțul, soția, fiul, fica, fiecare este prețios înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu contează. Când Samuel s-a dus acasă la Isai, Dumnezeu i-a poruncit să meargă acasă la Isai, să, unu, să ungă pe unul dintre fiii săi, ca împărat în locul Saul. Și uh, justificarea pe care încerca să o facă, să o dea public Samuel este că se duce să facă o sărbătoare, să aibă o sărbătoare. Să cheme familia lui Isai, să aibă sărbătoare împreună. Și au venit, uh, a venit Isai cu, cu copiii lui aici, acolo înaintea lui Samuel, și Samuel a încercat să se uite la Eliab, să se uite la următorul, la următorul. Dumnezeu a zis, nu-i niciunul dintre ei. Dar știți că Isaia a zis, poate să înceapă sărbătoarea chiar dacă unul lipsește. David era la ori. Poate să înceapă sărbătoarea și fără David. Numai că înaintea lui Dumnezeu și David era foarte important. Și a zis Samuel, trebuie să stăm până vine și David. Este important înaintea lui Dumnezeu. Familia este unită atunci când este privită ca un întreg. Dar, dragii mei, familia se unește în jurul aceleași alegeri spirituale. Fiecare membru din familie, pentru ca să fie familia unită, trebuie să aibă aceeași alegere spirituală. Spunea Iosua în Vechiul Testament, dragii mei, alegeți cui vreți să slujiți, ce Dumnezeu vreți. Dumnezeii de acolo sau Dumnezeii de acolo. Cât despre mine, eu și casa mea, eu și casa mea am făcut alegere. Vom sluji lui Dumnezeu. Nu doar eu, ci eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Cărui Dumnezeu? Dumneavoastră, cei care sunteți aici în această seară, ați făcut aceeași alegere. L-ați ales toți din casă pe Dumnezeu, că dacă ați făcut-o, sunteți o familie unită. Slăviți să fie Domnul. Soțul, soția, băiatul și fata, să le aleagă pe același Dumnezeu. Care e Dumnezeu? Știți pe ce Dumnezeu a ales Iosua și casa lui? Știți? Dumnezeul care a făcut ceva pentru ei. Ce Dumnezeu alegeți? dumneavoastră în casele dumneavoastră, că s-ar putea soțul să aleagă Dumnezeul carieră, soția să aleagă Dumnezeul, nu știu, frumusețe, băiatul să aleagă Dumnezeul plăcere, fata să aleagă Dumnezeul distracție. Ce Dumnezeu alegem în casele noastre? Dumnezeul care a făcut ceva pentru noi. Puteți să spuneți ce a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru casele dumneavoastră? Puteți să spuneți. Asta vreodată m-a adresat acum celor care sunt căsătoriți. Asta vreau să vă întrebați. Dacă atunci când v-ați căsătorit, v-ați căsătorit în Domnul, asta să vă întrebați, cum de-ați ajuns să aveți soția pe care o aveți sau soțul pe care îl aveți? V-ați pus întrebarea asta. Dacă asta să vă, să vă răscoliți istoria vieții dumneavoastră, familiei dumneavoastră, ați putea descoperi că Dumnezeu a legat lucrurile de sunteți împreună. A fost Dumnezeu pe acolo? Sau nu a fost Dumnezeu? Avram l-a chemat într-o zi pe Eleazar și a zis, auzi, să te duci acolo, în țara mea, între rudenii mele, să duci o nevastă lui Isaac. Bătrânul, Eleazar era bătrânul slujitor din casa lui Avram. Și bătrânul ăsta slujitorul, a pornit la drum. Și cum să aleagă? Pe ce criterii? Ce preferințe are Isaac? care sunt gusturile lui. Deci, mei, dar omul ăsta știu să se îndrepte spre Dumnezeu, s-a pus la rugăciune și a zis, Dumnezeule, alege tu! Și ascultați, nici nu se ridică bine de la rugăciune și tocmai atunci venea Rebecca. De ce tocmai atunci? De ce nu cu două ceasuri mai târziu? De ce nu cu două ceasuri mai devreme? Pentru că Dumnezeu leagă lucrurile. A fost intervenția lui Dumnezeu, dacă vreți, pentru ca Dumnezeu să lege lucrurile. Și Rebecca se devină soția lui Isaac. Mai târziu, Iacov pleacă în călătorie de acasă și tot într-acolo se duce spre urdenile părinților, ajunge la o fântână, vin păstorii care se adunau să adapte turmele și zice Iacov, îl cunoașteți cumva pe la ban? Și ascultați, tocmai atunci venea Rahela. Și au zis, ce uite, ia-i fica lui la ban. Dumnezeu leacă lucrurile. Și atunci îl alegi pe Dumnezeu, ca Dumnezeul casei, Dumnezeul familiei, pentru că Dumnezeu a făcut ceva pentru voi, a făcut ceva pentru noi. Dumnezeu a legat lucrurile. Dragii mei, familia noastră este legată, este unită când vedem familia din perspectiva lui Dumnezeu, ca un întreg. Și atunci când, dragii mei, îl alegem pe Dumnezeu, toți din casă. Dar vă mai spun ceva. Familia este unită în jurul aceluiași obiectiv final. Noi suntem pentru o vreme aici, pe Pământul acesta. E adevărat? Și soțul și soția și băiatul și fata și toți câți ori, ori ține de familia noastră. Suntem pentru o vreme. Și după ce se termină vremea, Dragii mei, noi suntem uniți atunci când avem același obiectiv final în casele noastre. A, că avem noi obiective mărunte, că vrem să facem o carieră, că vrem să ajungem nu știu unde, să ajungem la nu știu ce, dragii mei. E altă poveste obiectivul nostru final în casa noastră trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. Eu, soția mea, copiii mei, tot ce ține de mine, într-o zi vreau să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Când avem același obiectiv, dragii mei, ne unim împreună în casele noastre spre același obiectiv și mergem pe același drum spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că vrem să ajungem în același loc. Deci, dragii mei, familia biruitoare într-o lume provocatoare este familia unită. Dumnezeu să ne ajute. Amin. În al doilea rând, familia biruitoare într-o lume provocatoare este familia condusă. Eu nu vreau să vă întreb cine conduce în familiile noastre. Ascultați-mă, sunt suficiente familii în lumea asta, în care fiecare face ce-i place. Am întâlnit o familie care, într-o finală, a divorțat. Și când aveau problemele lor, după nu știu câți ani de căsătorie, nu se mai înțelegeau, am stat de vorbă cu ei. Și au. Și au zis ei, când, când am stat de vorbă cu ei, noi de când ne-am căsătorit, ne-am înțeles să nu ne încurcăm unul pe altul. Să nu ne încurcăm unul pe altul. Eu cu ale mele și ea cu ale ei. Unde credeți că au ajuns, dragii mei? Când fiecare face ce îi place, ca pe vremea judecătorilor, nu se poate ajunge decât la divizare și la nenorocire într-o familie. De aceea, familia din perspectiva lui Dumnezeu, familia trebuie să fie condusă. O persoană care este în autoritate. Persoana care este în autoritate în familia care este condusă bine, dragii mei, este persoana care își face auzită vocea. Nu în sensul că strigă, că țipă, Comandă, dă cu bunul masă. Nu, nu. În sensul că vine să spună lucrurile la momentul potrivit. Ce trebuie să fie soluție la momentul potrivit. Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură despre uh, istoria lui Samson. Samson s-a născut în casa lui Manoah. Uh, știți foarte bine istoria aceea. A venit trimisul lui Dumnezeu la soția lui Manoah când el era undeva pe la câmp și a spus că va rămâne însărcinată. Uh, ea i-a spus uh, soțului, din nou a venit uh, vizitatorul acela ceresc când soțul era la câmp, i-a trimis repede și a venit soțul să-i spună din nou că se va întâmpla minunea asta. Știți cum și-a făcut auzită vocea Manoah? După prima vizită a mesagerului celor, știți cum și a Și-a făcut auzită vocea să ne rugăm lui Dumnezeu să mai vină o dată omul ăsta la noi. El a fost cel care, care a zis, haideți să începem să ne rugăm lui Dumnezeu. Și după ce a venit a doua oară mesagerul acela, Manoah a zis, hai să aducem o jertfă lui Dumnezeu. Pentru că familia condusă, în familia condusă este cineva în autoritate care își face auzită vocea. Dragii mei, dar în familia condusă, persoana care este în autoritate nu doar că își face auzită vocea în momentul în care uh, trebuie decis ceva, uh, uh, luate, uh, luate uh, date soluții pentru probleme. Persoana care este în autoritate sau persoanele care sunt în autoritate, referindu-mă acum la părinți, da? Supraveghează ceea ce se întâmplă în casă. Am citit din cartea Iov, vreau să vă întreb, în, în casa asta lui Iov, era cineva în autoritate sau nu era? Conducea cineva casa asta lui Iov sau nu o conducea? Ce ziceți, dragii mei? Eu pun mereu întrebări, îți retorice ieri, dar oamenii uh, menirea să ne țină conectați unii cu alții. Sigur că era condusă casa asta. Și omul ăsta care era în, în, în autoritate, care conducea, dragime, familia, era Iov, care supraveghea ceea ce se petrece în casa lui. Și știa, dragii mei, că în viața familiei sau în viața copiilor sunt momente vulnerabile. Ascultați-mă. Dacă vă uitați cu, cu mare atenție în cartea lui Iov și nu numai în cartea lui Iov, dar cartea lui vorbește despre familia aceasta și despre două perioade de timp în, în viața acestei familii, ca despre -ă, perioade de timp în viața noastră. Una este munca. Recunoașteți că cei din casa lui Iov munceau? Așa se întâmpla în vremea aceea. Aproape toți din casa munceau. Dacă mă duc cu gândul la, la, la familia lui Iosif, frații erau cu turma cine știe pe unde. Când mă gândesc la familia lui David, frații erau cu la război sau cu, nu știu pe unde în altă parte, el era cu turmele. Uh, munceau numai că Sfânta Scriptură vorbește despre faptul că era și o perioadă de timp liber. Mă auziți? Muncă și timp liber. Iov știa foarte bine că timpul liber este un timp vulnerabil. Familia asta lui Iov, copiii ăștia lui Iov în timpul liber făceau o spețe se adunau împreună și petreceau împreună și zicea Iov, în timpul ăsta liber, familia mea, copiii mei sunt vulnerabili, sunt în pericol. De ce nu în timpul când sunt la muncă? Pentru că sunt concentrați, au treabă și consumă de acolo și mintea el este acolo, dragii mei. Când sunt liberi, sunt vulnerabili. Dumneavoastră v-ați spus vreodată problema, frați și surori, sunteți părinți aici, că în timpul liber copiii dumneavoastră sunt vulnerabili. V-ați pus vreodată problema asta? Am fost duminica trecută undeva peste o tare într-o biserică și unul dintre frații slujitori de acolo a zis că uh, are, are copii și are fiecare cu camera lui, ca așa e la mod acum, fiecare copil cu camera lui. Și pe ușa fetei era un bilețel. El nu a citit când a trecut pe lângă ușa fetei, dar soția a zis, auzi, ai citit ce scrie pe biletul ăsta? Nu, dar s-a dus, s citit. Și a zis, pe biletul acela scria cam așa, sora mea de nu știu câți ani de zile are voie să intre în această cameră să stea nu știu 10 minute. Sora cealaltă, mai mare, are voie, nu știu, mai puțin. Părinții mei n-au voie să intre deloc în camera asta. Și spunea fratele ăsta, eu sunt proprietar. Eu plătesc ratele la bancă. Și copilul meu scrie pe ușă că eu ca părinte n-am voie să intru în camera aceea. Vrea să fie liber. Să nu fie controlat. În timpul liber copiii noștri sunt vulnerabili. Pentru că atunci în timpul liber sunt expuși la tot felul de pericole. Spuneți Sfânta Scriptură în Vechiul Testament că Dina a ieșit într-o zi, Dina, fata lui Iacov, a ieșit într-o zi să vadă localitatea Sihem. Era liberă. Nu avea treabă. Vreau să vă întreb, s-a expus fata asta? Sau nu s-a expus? Sigur că s-a expus. S-a nenorocit. Și a fost acolo un conflict. Cu mai mulți ani în urmă a fost undeva într-o altă țară și am stat undeva într-o familie. Avea doi copii, un băiat și o fată. Și mi-a povestit cineva că într-o altă, cu altă ocazie, era în familia asta și undeva pe la 10 seara băiatul a venit și a zis eu am plecat 10 seara. Și familia asta care am vizit a zis către tata sau către mama acestui băiat a zis, dar unde pleacă la ora asta? Și a zis, părintele pleacă în oraș. La ora asta? Și a zis părintele acela, la ora asta, dar nu face nimic rău. N-a făcut nimic greu dar a ajuns în pușcărie. Pentru că în timpul liber, în timpul liber, copiii noștri sunt vulnerabili. De aceea, familia, dragii mei, care biruiește în lumea asta provocatoare, este familia condusă. Cineva este în autoritate. Cineva supraveghează ce se întâmplă în casă. La ce oră merge, la ce oră vine, cum se îmbracă, cu cine se întovărășește. Știu că sună nepotrivit pentru viacul acesta, dragii mei, dar este potrivit cu adevărul din scriptură. Familia trebuie să fie condusă. Și a conduce înseamnă, printre altele, să supraveghezi. Dar a conduce, dragii mei, înseamnă, printre altele, ca cei care sunt în autoritate să aloce timp pentru activități spirituale. Noi nu fabricăm timp. Niciunul de aici. Simțim uneori că nu ne ajunge timpul. Am vrea să fie mai mult de 24 de ore într-o zi, dar nu sunt. Și atunci trebuie să iau de undeva timp să folosesc pentru familia mea. Să mă ocup de copiii mei. Și citeam în cartea Iov, în primul capitol, dragii mei, că Tatăl acesta, omul care se găsea în autoritate, care își conducea casa, omul acesta se scula, dis de dimineață, lua de undeva timp pentru activități spirituale, să-și cheme copiii, dis de dimineață, să facă slujba acolo, să-i sfințească, să stea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că se gândea eu în timpul ăsta liber. Poate copiii mei au supărat pe Dumnezeu, au păcătuit în inima lor înaintea lui Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră, când au avut copiii noastre liberi și au plecat, când au venit acasă, v-ați spus, v-a trecut măcar prin cap gândul ăsta, poate o fi păcătuit înaintea lui Dumnezeu, să facem ceva spiritual. Am citit despre o familie care locuia undeva la țară, o familie de creștini, locuiau la țară, se ocupau cu ceea ce se ocupă oamenii la țară, și într-o sâmbătă seara, mai, mai spre târziu, au venit de la câmp cu un car cu fân. A fost noapte, s-au dus la culcare, urma duminica și se pregătea așa de ploaie, să, să, vină, să vină ploaia. Și unul dintre vecini, care nu era creștin, nu mergea la biserică, a zis către tatăl din familia asta creștină, auzi vecine, uite, se pregătește să plouă vine să te ajut să-ți pui fânul ăsta la adăpost, ca nu cumva să vină ploaia să ți strice. Și a zis, tata, nu, noi mergem la biserică acum. S-a dus la biserică, cu toată familia. În timp ce era la biserică, a venit o ploaie extraordinară, o ploaie torențială, pe când s-a întors acasă, tot fânul acela a fost făcut nimic. Și a zis vecinul, cel care l-a... S-a oferit să-l ajute. A zis, vecine, ai văzut? Dacă mă ascultai și veneam să te ajut și ne ocupam de fânul ăsta, era altfel. Acum ți-ai pierdut fânul. Să zic, tatăl acesta, așa. Da, da? Mi-am pierdut fânul, dar mi-am câștigat familia. Ce sunteți dispuși să pierdeți ca să vă câștigați familia? Ce sunteți dispuși? Ca de undeva să luați timp pentru activități spirituale, pentru acțiuni spirituale cu familia dumneavoastră. Ce sunteți dispuși să pierdeți? Iov era dispus să pierdă puțin din somn, că se scula diz de dimineață. Tatăl acela a fost dispus să piardă o căruță de fân, un car cu fân, dar să-și câtige familia, să se ducă la biserică. Pentru că familia Biruitoare este familia condusă. Cineva este în autoritate. Vorbește când trebuie să vorbească. Adam în Vechiul Testament, de ce mai în grădina Edenului, când Eva tot cocheta cu, cu șarpele și cu uh, fructul acela uh, care îi făcea cu ochiul, era plăcut la privit, de dorit să deschidă cuiva mintea, zice Biblia. Adam a tăcut. Când a luat Eva și i-a dat și lui. Nu și-a făcut auzită vocea. Dumnezeu l-a pus în autoritate. Dar Adam nu și-a exercitat autoritatea lui să spună cuvintele pe care trebuia să le spună, că le-a auzit din partea lui Dumnezeu. În ziua în care mâncați din pomul ăsta, muriți. El n-a spus asta. A luat și el să mănânce. Pentru că Adam nu și-a condus familia. În al rând, dragii mei, familia biruitoare într-o lume provocatoare este familia echipată. Nu deja am citit din, din Proverbe, capitolul 7, poate că ați rămas surprinși de ceea ce am citit aici, dar nu poți să biruiești atacurile care vin din atâtea direcții în vremea asta și cu atâta filozofie împotriva familiei, nu poți să biruiești dacă nu ți-ai echipat familia. Și întrebarea este echipată cu ce? Cu ce e echipată? Echipată cu valori morale. Dragii mei, tata și mama trebuie să aibă, ei, Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi trebuie să transmită Cuvântul lui Dumnezeu mai departe, să-și echipeze copiii. Și aceste valori morale, dragii mei, Trebuie să devină parte din fiecare din familie, părinte și copil. Scrie aici înțeleptul inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scrie pe tăblița inimitale. fă -le parte din tine. Chiar dacă în Vechiul Testament, dragii mei, pe vremea lui Moise, zicea, scrie -le, leagă-le pe aici, scrie-le nu știu pe unde, pe la poartă, nu, nu. fă -le parte din tine. scrie pe tăblița inimitale. Pune Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta și în inima copiilor, dacă vrei să biruiești. Echipează cu Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ținut acolo în inimă, făcut parte din fiecare dintre noi. Dar acest, aceste valori, acest cuvânt al lui Dumnezeu, nu doar că trebuie făcut parte din noi, trebuie păzit. Spune aici înțeleptul Solomon: păzește învățăturile. Nu numai în sensul de a le aplica, de a le trăi. Păzește-le că aceste învățături pot să-ți fie luate, pot să-ți fie furate. Noi le dăm copilor noștri în casele noastre adevăr de la Dumnezeu, cuvânt de la Dumnezeu. Îi învățăm în școala dominicală cuvânt de la Dumnezeu, adevăr de la Dumnezeu. Încercăm să echipăm și trimitem după aceea în lumea asta. Credeți că este pericol să li se ia cuvântul ăsta lui Dumnezeu? Cu ceva vreme în urmă a fost la o evangelizare undeva într-un alt județ. Și într-o comună, după ce s-a terminat evangelizarea, o sora a la mine și a zis, frate, nu ești amabil să-l iei pe băiatul meu să-l duci la Cluj? Este la școală la Cluj. Cum să nu? Eram singur, l-am luat în mașină și am povestit până la Cluj. Băiatul ăsta a fost crescut într-o familie de credincioși a fost implicat în biserică, în activități ale bisericii. Și a ajuns la școală la Cluj. Și a zis el către mine așa, eu vreau să-mi trăiesc viața. Nu mă mai interesează biserica. Nu vreau să mai știu de biserică. Când vin acasă, în seara ce a fusese la biserică. Când vin acasă, mă mai duc la biserică pentru că mama suferă tare mult din cauza mea. Și când vin acasă, mă mai duc la biserică. Dar când nu sunt acasă, nu mai vreau să știu de biserică. Vreau să-mi trez viața. Dragii mei, băiatul ăsta a crescut în biserică, într-o familie creștină. A auzit cuvântul lui Dumnezeu. Băiatul ăsta a auzit cuvântul lui Dumnezeu acasă și la biserică. Și când s-a dus la curs, la școală, dragii mei, valorile astea au fost luate. Altele au fost puse în loc. trebuie cuvântul ăsta lui Dumnezeu păzit. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Carte ne spune, sau pune întrebarea, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să se poată îndrepta după cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să strângă acest cuvânt al lui Dumnezeu în inima lui. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Asta trebuie să facă tata și mama și băiatul și fata, să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Și când plecăm, dragii mei, din casele noastre printre ceilalți, să nu vină diavolul să ne fure cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie păzit. Când este, cu noi, când este cuvântul ăsta în noi, făcut parte din noi, dragii mei, ducem cuvântul ăsta ori pe unde am ajunge. Când e parte din noi. Când e scris pe tăblița inimii noastre, când devine convingerea noastră, când devine crezul nostru de viață, dragii mei, îl purtăm cu noi peste tot și ar trebui să ne marcheze viața noastră. Dragii mei, Iosif, în Vechiul Testament, unul dintre, dintre feciorii lui, lui Iacov, era cu frații lui într-o vreme la muncă, la boi probabil și spune Sfânta Scriptură că frații lui vorbeau tot felul de lucruri rele acolo la, la, la oi la muncă, Iosif era altfel, știți? el nu spunea lucrurile acele rele el mergea și le spunea tatălui dar el nu vorbea la fel ca frații lui pentru că băiatul ăsta purta acest cuvânt al lui Dumnezeu în el și cu el peste tot pe unde ajunge a ajuns în, în casa lui Potifar vreau să vă întreb în casa lui Potifar, Iosif a avut cu el cuvântul lui Dumnezeu, valorile, valorile lui Dumnezeu, morala lui Dumnezeu, dacă vreți. A avut cu el sau nu a avut cu el? În fiecare zi, nevasta lui Potifar îl bătea la cap. În fiecare zi, defila pe dinainte lui. În fiecare zi, lispitea. Și tânărul acesta, dragii mei, că nu era un moșneag, era tânărul acesta, tânăr, dragii mei, tânărul acesta a zis, cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Tânăr, departe de casă, în fața ispitei, știa ce este păcat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că purta cuvântul lui Dumnezeu cu el peste tot oriunde se ducea. Dragii mei, de ce este așa de important să ne echipăm familia, să ne echipăm copiii cu valorile morale, cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Și de ce? Pentru că aceste valori, acest cuvânt al lui Dumnezeu ne păzește, ne protejează. Ne protejează, dragii mei, ca în lumea aceasta să nu umblăm fără rost. Vă spuneam despre, despre Dina ceva mai înainte, că s-a dus așa, hai, hui, pe stradă, să umble pe drumurile din, din Sihem, dragii mei, fără niciun rost. Și spune aici înțeleptul Solomon, m-am uitat de la, de la a văzut printre zăbrele, un om, un băiat care trecea, care umbla așa fără rost. Faceți un experiment. Nu știu dacă la noastră e valabil, eu am făcut experimentul acesta cu copiii mei când erau adolescenți. Se termina biserica. Să mergem spre casă. Nu veneau acasă. Ce faceți? Ieșim. Unde? Nu știu. Cu cine? Nu știu. Așteptau să se adune adolescenții tineri în curtea bisericii și să vadă împreună să se înțeleagă unde se duc, cu cine se duc, cum își petrec timpul mai departe, pentru că n-aveau niciun scop, dragii mei, decât să iasă. Nu știu dacă v aici pentru tineri sau pentru adolescenți. Dar să îmi spuneau ai mei, ieșim. Și așa un oraș și veneau la 10-11. Deci, mei, când ai aceste valori în tine, când băiatul și fata au aceste valori, aceste valori, îi protejează să nu umble fără rost. Îi protejează de persoane periculoase. Era vorba aici despre o femeie care nu avea moralitate, nici cum se îmbrăca, nici cu ce se ocupa. Te ferește de locuri periculoase. Poate o să mă întrebați, dar există locuri periculoase? Sigur! Sigur că există locuri periculoase. Femeia asta stătea undeva la nu știu ce colț de stradă. Și o să ziceți, bun, este, este colț de stradă periculos. Nu, nu, sunt locuri periculoase unde se adună oamenii fără frică de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, în Oradea sunt asemenea locuri unde se adună oameni fără frică de Dumnezeu. Și dacă nu-i frică de Dumnezeu? Când Avram a, coborât în Gherar, știți? Era foame în zona unde stătea, așa a coborât în Gherar. Și a zis către Sarau, spune că ești sora mea. Dar de ce? Pentru că acolo unde ne ducem noi acum noi nici o frică de Dumnezeu. Și dacă nu-i frică de Dumnezeu, orice se poate întâmpla. Se poate să mă omoare pe mine ca să te aibă pe tine, pentru că nu-i frică de Dumnezeu. Și sunt zone unde se adună cei care n-au frică de Dumnezeu și orice se poate întâmpla acolo, pentru că nu-i frică de Dumnezeu. Și sunt locuri periculoase unde se să firea pământească. Știți, Irod din Noul Testament, cel care a tăiat capul lui Ambotezătorul. Știți de ce a făcut asta? Pentru că fica Irodiadei a dansat în așa fel că să-i placă. Nu vreau să, vă, să mă duc cu gândul mai departe cum a dansat. Ca să-i placă. Așa de bine a dansat, așa de, de bine l-a, la, la dispus, cât împăratul ăsta a zis, auzi, jumătate din împărăție ți-o dau. Pentru că, dragii mei, sunt locuri, sunt împrejurări care strânesc firea pământească. Când ai aceste valori cu care te-a echipat Dumnezeu sau te-au echipat părinții, dragii mei, aceste valori te feresc să nu umbli fără rost. Să nu te duci în locuri care te expun, care te predispun la păcat. Deci familia biruitoare este familia echipată. Și vreau să mai spun un singur lucru, dragii mei, și apoi să încheie. În al patrulea rând, familia biruitoare este familia implicată, adică familia care se implică în lupta spirituală. Că poți să stai liniștit acasă, poți să lași să meargă lucrurile de la sine, să se întâmple ce s-o întâmpla, fără ca să fii dispus să te angrenezi în război, în luptă. Ca și evrei mai de mult care stăteau în Valea Terebinților, erau ceilalți de o parte, evrei de asta parte, dar cei mei nu se angrenau în luptă, că n avea nimeni curajul să declanșeze lupta. Până a venit David și a zis, mă duc eu să mă bat. Adică sunt dispus să încep lupta cu Goliat. Familia noastră va câștiga în lupta asta cu cel rău, când vom, sau cu cultura în care trăim, cu, cu atacurile împotriva ei, dragii mei, atunci când noi ca familie vom fi dispuși să ducem această luptă spirituală. Să contracarăm, dragii mei, firea noastră pământească, care vrea să schimbe nurile lui Dumnezeu cu daurile celui rău. Că asta a fost încă de la început. Dumnezeu a zis să nu mâncați, Diavolul a spus să mâncați. Și sunt atâtea nuuri în Scriptură și vine, dragii mei, firea pământească să le schimbe în da. Adică se poate. În viacul nostru se poate orice. Recunoașteți că asta e filozofia. Trebuie să luptăm, să ținem sub control firea pământească. Trebuie să ne luptăm, dragii mei, să contracarăm minciunile dominante. Încă de la început, spune Sfânta Scriptură, diavolul a fost mincinos. Dacă vă uitați cu atenție în Scriptură, fiecare perioadă istorică a avut câte o minciună dominantă. Știți care a fost minciuna din Grădina Edenului? Minciuna dominantă. Nu că Dumnezeu nu există, pentru că în fiecare dimineață se întâlnea familia cu Dumnezeu. Minciuna dominantă a fost așa. Dumnezeu nu are dreptate hotărât, nu veți muri. Dumnezeu a zis că veți muri, minciuna dominantă este nu veți muri, puteți face ce vreți voi că nu veți muri. Știți care a fost minciuna dominantă de pe vremea lui Noe? Viața este plăcere. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, treau viața. Știți care a fost minciuna dominantă de prin viacul 20, dragii mei? Că noi ne tragem de undeva, că nu suntem creaturile lui Dumnezeu. Minciuna dominantă a comunismului a fost, dragii mei, nu există Dumnezeu. Este o iluzie, nu există Dumnezeu. Care e minciuna dominantă în vremea noastră, dragii mei, cu privire la familie? La căsătorie. Știți care e minciuna dominantă? Familia căsătorie este ceva depășit. E adevărat sau nu e adevărat? E depășit familia este ceva depășit. Am citit despre un băiat dintr-o familie care uh, trăia cu cineva, nu era căsătorit, dar trăia cu cineva. Și tata a zis, da, auzi, nu în regulă. Nu ești căsătorit. nu în regulă. Și băiatul a zis, da, ce, căsătoria este doar un petic de hârtie. Ați auzit ideea asta și în vremea noastră. Tatăl vrea să dea o lecție. S-a dus și a trecut toată averea pe băiat. Și a venit cu documentele, cu extrasele funciare, cu tot ce avea el. Și a zis, uite, am trecut toată averea pe tine. Băiatul era foarte entuziasmat, foarte bucuros. Și a întins mâna să hârtiile respective, documentele care îl făceau proprietar. Și tatăl le-a luat și le-a făcut bucăți în fața lui. Și a zis, băiatul, dar tată ce. Și ce se întâmplă? Stat, dar sunt doar niște hârtii. Ce valoare? Sunt niște hârtii. Dragii mei, minciuna dominantă este că familia este ceva depășit. Așa cum o știm noi, dragii mei, cum scrie în Scriptură, familia... Nu mai poate să, să reziste, să existe în vremea noastră. Eventual alte forme, dar nu familie așa cum o vrea Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu ne duce la începutul. Cum a fost la început? Dumnezeu a făcut parte bărbătească, parte femească. Dumnezeu a dus împreună și a zis creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Trăim din perspectiva familiei într-o cultură periculoasă. Și generațiile care vin după noi vor fi poate mai afectați de filozofia acestei culturi. În această cultură, fam familia noastră creștină trebuie să biruiască, să fie unită. Dumnezeu să ne ajute. Să fie condusă. Dumnezeu să ne facă responsabil în casele noastre. Ne-a dat Dumnezeu autoritate să conducem familie și responsabilitate. Familia trebuie să fie echipată. Cuvântul lui Dumnezeu să fie, dragii mei, în mintea și în inima noastră, să-L purtăm cu noi peste tot, ca părinți și ca și copii. Și familia noastră trebuie să fie implicată, adică să vrea să ducă războiul. Știu că uneori vi se pare complicat să vă războiți cu copiii dumneavoastră, că trebuie să le spuneți uneori nu. Am avut eu problema asta când erau copiii mei adolescenți și zicea, tată, dar la noi în casă de ce nu se poate? și la celălalt în casă și îmi spunea despre un alt păstor. De ce se poate? Și duc această luptă, dragii mei, sau am dus această luptă, ca trecut vremea aceea, uh, uh, am vrut să fiu implicat în această luptă. Pentru că am vrut să-mi țin copiii aproape de Dumnezeu. S-ar putea, dragii mei, uneori să ziceți, decât să-mi bat capul cu ei, mai bine îi las în seama lor sau să facă Dumnezeu ce vrea cu ei. Familia biruitoare este implicată în războiul acesta. Și dacă războiul este în casă, Dragii mei, pentru că copiii sunt neascultători uneori, trebuie acolo să ducem lupta asta împreună cu Dumnezeu. Și copiii noștri să stea aproape de noi și aproape de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.